Nu mai apare. S-a oprit. Apare. Bă, oameni buni. Omul patologic, ce să mai... S-a terminat. Bă, oameni buni. Eu așa ceva și jec de om n-am văzut în viața vieții mele. Da, n-am ce să... Bă, cum pot? Nu pot să... Știupi un oameni... om... Că mai bă, mult nu poți să duci. Îl știu deci pe ăla... unul trăuie și după aia vii să îl duci înapoi. Bă, ăsta e un jec, mă, de om, mă. E ca în filmul ăla, spuneam. Mă, dar n-ai văzut că nu... nu... Mă, biat, nu... Nu a fost biat, că dacă le-a biat, mă înjura. Exact. Jura că ne-a spus din regi. Da. Imediat. Pune-l pe speaker, Ionel, să-l auzim. Eu vin la pachet cu chestia asta. O delimităm sau o punem împreună? Și am spus, nu, o punem împreună. Corect? Corect. Drept pentru care a și spus, bă, trimitem către minister, trimitem către BNS și așa mai departe. N-am făcut nimica, eu n-am făcut niciun fel de joc. A fost la vedere. Drept pentru care și dumneavoastră v-ați exprimat de câteva ori public pentru susținerea acestei chestiuni. Corect? Corect. Corect. Bun. Că s-a întâmplat ca sindicatul să delimiteze, să se delimiteze de această tematică, nu e niciun fel de probleme, domnule. Nu e niciun fel de problemă asta. Noi o să ne ducem pe drumul nostru în continuare, iar eu pot să fiu membru în sindicat care să susține partea de sindicat fără a intra aspectul ăsta. Nici se poate și așa. Dacă se consideră că această prezență este una deja inconfortabilă, nicio problemă, uite, eu mă retrag și mă retrag într-o formă în care să nu pun sindicatul într-o lumină nefavorabilă. Cu nimic. Deci mă retrag cu minte, frumos și gata. Și acum dați-mi voie că n-am terminat. N-am terminat. Pentru colegi, ca să înțeleagă de fapt ce miză mare e în toată treaba asta. Care e miza în toată chestia asta? Miza în toată treaba asta este că în România lucrurile să nu se desfășoare corect. Să nu se desfășoare corect. Dacă doriți să terminăm aspectele astea, putem discuta chestii foarte tehnice, cât doriți dumneavoastră. Sunt 2 ore jumate de discuție, sub presiune și amenințări. N-ar rost să le mai las să deruleze acum. În care și recunoaște că a primit telefonul de la Siceanu, în care și recunoaște că de asta a demis-o pe... Deși au mințit despre femeia aceea, că au demis-o de datorită ordinului Siceanu. În care foarte clar a spus să se delimiteze. Dar omul ori e patologic, ori e artist de săvârșit și ori de depășit de situații. Ionel, mă, omule... Domnule Ionel, ăsta nu e artist. Cum adică artist? Mă, Ionel, ce înregistrare? Să mai pui înregistrarea? Că când l-am luat cu înregistrare, a recunoscut el că la ordinul lui Siceanu... A recunoscut, sigur. N-a zis că a recunoscut că ăsta e jocuri de culise. După aia l-a sunat pe bratul că... Atunci a spus că l-a demis și îl sună pe bratul și spune că e vicepreședinte. Pe selecție și ameliorare. Păi cum poți să spui lucrul ăsta după 5 minute, domnule? Ce artist e? E jec din ăla penal. Și îți râde în față. Deci am avut cu el o experiență pe domnul Puișorul, l-am sunat de 2 ore, am spus că nu vin la Galați, cum erau discuții anterioare. I-am trimis 2 mesaje, 2 SMS-uri și în continuare, în ziua respectivă, spus și am avut ocazia și seara, ca a doua zi la Galați m-a întâmplat ceva și eu voi veni. Deci asta este, nu știu acum, că e ceva patologic, nu e normal, vorbești cu el după aia. Gabi, stai un pic. Nu știu care a fost chestiunea cu el. Deci am avut discuții cu el în care a spus clar. Gabi, un pic. Scuze-mă că te întrerup. Păi tu erai pe Facebook în urmă cu vreo săptămână de îl periai, de n-am văzut din ele cum l-ai periat. Da. Oare, nu tu-l periai? Nu vreau să intru în amănunt despre ce a fost vorba, doar am spus atunci, a fost o discuție și cu colegii mei de pe grup,
în care unul din colegii mei a spus că omul avea niște probleme de sănătate și că e foarte urât ce se întâmplă, că pe grupul nostru el este atacat și băgare și în familie și probleme de sănătate și nu ar trebui să se întâmple chestia asta. Iar ceea ce am spus pe grup a fost în felul următor, că pentru oamenii ca el, care totuși au făcut ceva pe vremea când nu erau video despre agricultură și așa, era cam singur sau de prime care au apărut, a spus că nu ar fi normal să mai avem comentarii atât de negative și alte chestii de genul ăsta și injurioase. Asta a fost discuția și cu Periatu. Am vrut să fac o filială la Suceava, nu s-a putut, nu intru la mănunte de ce, dar chiar în momentul, eu l-am anunțat pe om că nu se va face, nu se va așa, iar el în continuare, în ziua respectivă, a mai spus până a apucat și cum a putut, că a doua zi se va face filiala și chestiuni genul ăsta. La asta mă refeream. Iar nu știu, nu mai înțeleg nimic. Eu un pic mai prost de la țară, săran, dar deja îți depășesc de situație. Deci la un moment dat și eu și alți oameni au văzut în acest sindicat o șansă prin care să se materializeze proiectul ăsta de a se liberaliza rasele de albine și de a se face acea conservare a carpatinii pe care am susținut-o și eu și alți oameni. După care la întâlnirea, ce puțin așa am eu din ce mi-a povestit unii oameni care au fost acolo la întâlnire, oameni independenți din afară, primul mesaj mi-a venit că puișorul s-a lepădat de Bucvast sau se leapă de Bucvast, ceva genul ăsta a fost prima chestiune și mi-a povestit oameni că a făcut acolo un circ. Probabil din cauza asta și domnul Blat a fost surprins sau, mă rog, s-a simțit trădat la momentul respectiv. Deși discuțiile inițiale erau tocmai de a susține liberalizarea raselor. Despre asta era discuția. Și atunci, având în vedere situația asta, evident că n-am mai avut ce să mai continui cu sindicat și cu alt lucru, că erau destul de clare. Iar acum ce a făcut în seara asta domnul Puișoru arată disperarea lui. Probabil că prin plecarea domnului Bratu, Istodorescu, Ionel Nistor, cine a mai plecat, nu știu exact, probabil că s-a trezit că este extrem de singur în sindicatul ăla și nu mai reprezintă nimic și nici măcar nu mai are ce mai negocia cu alți oameni. Adică nici măcar pentru cei care îi dau ceva ca să-l vândă pe Bratu sau pe mai știu cine, nu mai are valoare. Și atunci este gestul unui om disperat care încearcă să convingă lumea că sindicatul ăsta încă există, încă mai are filiale, încă mai are oameni și alte lucruri de genul ăsta. Siceanul negociază direct cu cine are nevoie, dându-i promisiunea stupinii de elită și oamenii care au interese vor merge atât lui Siceanul. Se va ajunge, bănuiala mea este, la un sistem cu registru genealogic ca la alte rase de animale și finanțările prin AFIR vor fi condiționate de recunoașterea, de creșterea unei rase recunoscute și sunt, vor fi niște bani pentru asociații care vor ține acel registru genealogic. Există o miză financiară acolo, restul sunt povești. Da. Speram să aducem o undă, o rază de optimism la cumpăna asta de an, dar nu. Din păcate e pe bani, asta trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Sunt niște oameni care trăiesc și trăiesc puneri foarte bine sau fac foarte mulți bani din mișcarea unor hârtii prin PNA și își găsesc în momentul de față, se construiește un nou mod prin care niște bani alocați apicultură într-un fel sau într-altul să ajungă niște buzunare. Asta este părerea mea. A fost scandaluri în anii precedenți referitor la cele câteva asociații care țineau registrul genealogic la bovine. A fost după aia povestea la ovine. E vorba de milioane de euro care vor merge pentru cine? Pentru domnul Puișoru sau alți câțiva care vor face cercetare, care vor fi cei ce îți vor elibera un certificat de apartenență a șeptelului tău la o anumită rasă recunoscută, vei depinde de ei. În continuare, ICDA-ul și alții care vor fi, nu știu cum vor fi făcute împărțierile, își vor face jocurile, banii vor merge în continuare acolo. La asociațiile, cele șase asociații, în 2015 era scandalul de taurine, primiseră 6,2 milioane de euro. La OEM trebuie că erau 2 milioane și ceva. Deci sunt bani foarte mulți pentru a face acel registru, pentru, nu știu, la albine va fi mult mai puțin și va fi împărțit poate la mai puține asociații. Și asta este nou joc, părerea mea, care se face. Există un interes general, unii sunt bani, sunt și interese. ANZ-ul probabil că va, fac că deja există o înțelegere
inclusiv cu domnul Sicianu, cu cine a mai fost. Puișorul a fost cooptat și el și-a trebuit să-și vândă tovarășii de drum. Probabil că după aia înțelegerea au căzut, sau poate că în momentul de față nu mai are nimic de oferit. Și acum încearcă să mai salveze iară situația. Pentru că, hai să fim serios, sindicatul ăsta, fără cei câțiva oameni care aveau credibilitate, pentru că asta e exact ceea ce lipsește domnului Puișoru, sindicatul ăsta nu mai există. E o listă care a rămas oameni acolo și pe care el insistă că în continuare sunt, chiar dacă își dau demisia. Scuze că am vorbit atât de mult. Păi eu cred că ăștia l-au făcut la lanț, mă, și-am uit distrus. Ieri am fost sunat de domnul Puișoru, Paul de la Iasun. Da, Paul, vorbește. Și m-a sunat undeva în jurul orei 10, cred că. Întrucât eu am fost vicepreședinte la Iași când s-o înființat filială. Și din discuția cu dumnealui, la Iași a fost, da, domnul Bălteanu, eu toți am fost dați afară, s-a făcut o altă filială. Pentru că noi nu puteam fi dați afară că nu s-a întâlnit la Consiliu. Acum, ieri mă sună că așa a doua filială a fost trimisă, pentru că s-a certat cu domnul Budeanu și nu știu ce chestii. Și acum din nou să fiu eu președinte, vicepreședinte, să-mi aleg eu ce vreau, să-mi fac 8 oameni, să-mi fac echipă, să ies dintre astea. La care eu participasem la Râmnicu Sărat și știind discuția, auzând-o cu domnul Bratu, cu domnul Nistor, cu tot ce a fost acolo, exact am refuzat lucrurile astea pentru că sub nicio formă n-aș mai intra în astfel de, să zicem, jocuri, cum le zice el. Bineînțeles, mi-au propus diferite chestii, că hai, că facem, că dregem. Eu i-am spus așa, până nu se împac cu domnul Blaz și cu domnul Cristian Bratu, zic că eu nu intru, că zic, nu știu cine vă recomanda pe mine ca tânăr ca să fac eu ceva. Nu, că am recomandări de al Italiei, nici când nu la numărul meu telefon, că eu nu l-am dat, am bar n-aveam, că nici eu nu l-aveam pe al lui. Mi-a vorbit foarte urât despre domnul Blaz, despre domnul Cristian Bratu și despre domnul Nistor, ieri. Fără să-i zic eu. Deci am vorbit extrem, extrem de urât. O să las că le arată el, că le fac el, că îi bagă în pușcării, că... Fai, deci am vorbit extrem de urât. Înțeles, vă dați seama că eu când am auzit, l-am sunat imediat pe domnul Vlad, i-am pus toate chestiile astea, lui Cristian Bratul l-am sunat, dar nu mi-a răspuns. Oamenii nici nu ai numărul meu sau nici nu am. Da, nu am o legătură chiar așa strâns cu dumnealui. Probabil el și-a ocupat. Și cam asta s-a întâmplat ieri. Aiași. Da, deci, evident, domnul Puișor este disperat. Eu cred că are probleme psihice omul ăsta. Nu, nu vreau să vă spun că deja filiala s-a înființat la Iași și eu sunt vicepreședinte la Iași. Deci, fără să-mi dau acordul, m-a sunat Vlad Bălteanu și mi-a zis, bă, dar când te-a pus vicepreședinte la Iași, păi stai un pic, să mă pună când eu îs dat afară, când eu nu mai am absolut nicio treabă. Deci omul, ca să poată să participe la anumite discuții sau să aibă reprezentabilitate, trebuie să aibă filiale. Și atunci, dacă nu are filiale, el nu are cum să participe undeva. Și atunci, ce-o zis, hai să înființăm filiale? Deci imaginați-vă că eu am înființat o filială la Iași, cu 8 oameni, care, dintre care acolo a fost unul singur din Iași. Nu știu cum îl cheamă, un domn de Iași. Deci imaginați-vă că el s-a înființat o filială legal, care, practic, oamenii nici nu au fost acolo să semneze un act sau să facă ceva, o prezență. Habar n-am. Deci noi nu am fost acolo. Au nici când au făcut filiala cu Budeanu președinte, nu au fost oameni suficienți. Da, da, știu, am fost acolo. Eu am fost acolo, eu am fost prezent acolo când s-a întâmplat chestia. A, nu la Iași, n-am fost la Iași, scuze, am fost când trebuia să fie votată filiala. Înțelegi? La Râmnicu Sărat. Bineînțeles că nu se întâlnește Consiliu, că trebuie să fie 50 plus 1. Și niciodată nu se va întâlni Consiliu. De exemplu, eu cu domnul Cristi Bratu, cu domnul Nistor, nu vom fi niciodată dați afară, pentru că nu se întâlnește Consiliul la care să ne accepte nouă demisiile, cum ar veni. Și atunci noi suntem în seară din oficiu. Nu, Paul. Nu poți Paul, fi. Nu poți ei fi. Trebuie doar să ia A. Iar din punctul meu de vedere și din aspect juridic, odată ce am confirmarea de primire a documentelor, da, lucrurile sunt rezolvate. Altfel este o problemă administrativă, de contencios administrativ, și acolo se poate discuta într-o altă formă. Da, da. Asta cel puțin ceea ce mi s-a întâmplat mie ieri, m-a sunat de câteva ori, că e lângă domnul avocat și el acum vrea să facă, eu vă dați seama că am refuzat categoric, eu lucram la Albini, chiar aveam treabă, n-aveam timp de discut. Iar, da, cam asta e
Ce s-a întâmplat ieri? Am sperat că apariția mai multor filiale cu oameni integri, capabili de a articula lucruri și de a acționa, lucrurile acestea, deviațiile acestea, vor fi limitate și aduse la un moment dat la nul. Da? Dar se pare că nu avem ce să discutăm. Atunci când e vorba de patologic, e vorba de patologic, nu ai ce să... Da, adevărul că noi cel puțin cei tineri am intrat strict pentru domnul Cristian Bratu. Eu habar n-aveam cine domnul Puișoru. Prima dată când auzisem de dumnealui, a fost în primăvară când m-a sunat Vlad Bălteanu că face un sindicat și domnul Puișoru. Eu habar n-aveam cine domnul. Ați aduce aminte de discuția de acolo? Așa, ați aduce aminte de discuția de acolo? Când... au sărit în capul lui Cristi Bratu că n-au adus oameni. Da? Da, era copilul ăla în spate acolo. Copilul acela, dacă n-ar fi fost discuțiile din spate atât de rușinoase și mizerabile, copilul acela n-ar fi fost montat. Gabi? Da? Poți ieși tu, te rog frumos. Iartă-mă că trebuie să mai faci. Da, ies. Nu, Gabi, Gabi Albina, Nistor. De Nistor vorbesc. De Nistor vorbesc. Mulțumesc, Nistor. Hai că vă lăs și un loc, mă. Stai liniștit, stai aici. Iasă Albina. Mulțumesc, e un loc. Și acolo am sărit eu și am spus că uite ce-l prezent aici Onel Nistor din asociație sunt apicultori iubitori de Albina Basta. Iar dacă punem pe listă și s-ar pune fiecare să recunoască sincer, o treime din membrii sunt simpatizați sau iubitori de Albina Basta. Da. Inclusiv eu. Sunt unul care am trecut la FACPAS în toamna asta, vreo 200 de familii numai BAC. Așa că... Da, nu sensul acesta era cât de mult suntem din BACPAS. Că pot să fie carnica, pot să fie carpatină, pot să fie caucaziană, pot să fie alte rase. Ideea era de a face lucruri utile pentru sindicat. A stat o lună și ceva documentele la Puișorul mail. Iar Mădălina Neacșu o zbura de acolo din cauza trei greșeli. Prima, că a vorbit în live despre armonizarea legislativă și a luat foc Siceanu. A doua, faptul că s-a fost înțelegerea între Cristian Bratu, datorită inactivității lui Puișoru, să atașeze și el antet și să parafeze documentul pe care noi, asociația, l-am pregătit pentru minister, da? Și a ținut documentul la el pe mail fără să-l deschidă, o spune el în discuția de acolo, că așa a vrut el. Că n-a... Da. O zis că nu a avut timp. A ținut o lună și ceva documentul. Mădălina Neacșu a făcut greșeala să trimite documentul la minister. Da? Și de-abia cu greu l-a reușit să-l retragă Puișorul de la minister documentul respectiv. Și atunci e greu să înțelegi jocurile. Din păcate... Cred că la Puișorul chestiune cine dă mai mult. Eu oferi ceva, zicea, nu, Pacu renunța la toți. A observat că nu mai primește sau poate nu mai este băgat în seamă că mai are nicio valoare, Pac, din nou luăm pe Bratu în brațe, că ți-ar rămân în spatele lui. De asta e bun. Acum întrebarea este, dincolo de tot ce este mascarada asta, ce putem face noi ceilalți? Avem vreun interes comun? Avem o idee, avem posibilitatea de a ne armoniza mentalitățile și acțiunile. Mai luat vorba de pe gură, eu nu am. Păi, cred că un interes comun este Albina, în primul rând. Interes comun e Albina și interesul comun e să ne adunăm cei care dorim să facem... Are importanță rasa ei. Nu, exact. Fiecare e liber să meargă cu ce vrea. Am spus, ideea că acum încă se mai cheamă Asociația Crescătorilor de Albine Bacpa, dar e în preschimbare de numire. Va fi adunare generală, se vor adugau și lucruri la statut și din punctul ăsta de vedere lucrurile vor avea altă dimensiune. Și spuneam și cu altă ocazie, cei care iubesc sincer carpatine, nu este să se adune, să devină cu un spirit de coeziune, dar nu fanatic de ăsta extremist în care ardem tot,
și noi suntem aici da. Și nu facem nimic. Nu. Haideți să vedem lucrurile care le vedem de comun acord. Dacă sunt lucruri de comun acord. Că altfel, domnul ministru, cum a spus, se pune mâna pe lampa de benzină, s-ar toate albinele care nu corespund. Și aducem din Ucraina. Dacă, că cel puțin avem o sursă. Dacă ar fi, dacă ar fi după unii, da, s-ar face și așa, da, să știi. Da, măi, știi cum stau lucrurile? Dacă au fost capabili să dea buzna în curtea oamenilor, să facă poze și pe urmă pe pozele respective, să le întocmească proces verbal, și la anunțul de pe Facebook, unde omul făcea atât studiu de piață, că vindea albină Bacpast, regine Bacpast, și i-a dat amendă 3.000 de lei, plătite 1.500. Cum? Ce, despre ce vorbim? A fost slabă la Ionel. Nu e așa, că a avut opțiune, nu e așa. Bietul om a fost la o întâlnire de la noastră, m-a tot sunat, i-am spus care-s variantele juridice, ce să facă? I-a dat amendă, a picat în capcana. De câte ori nu au fost la alți doi lideri, da? La Cristi Bratu și la Radu Gusescu, ca pe capul lor și l-au suflat în ceafă și numai în amenzi o ținut. De asta spun, puțini au fost prinși în situația asta să fie atât de vulnerabili. Și nu este ideea asta că au luat-o doar doi sau trei, au luat-o pe cază, sau dacă îi punem și pe ceilalți șase care au primit amendă, doar ei au luat-o pe coajă. Nu, ideea este... Hai să nu mai permitem șansa acestor onabuni, să luăm o atitudine corectă, să facem demersurile care trebuie și să nu mai fie doar vorba de noi. Da, eu zic că una din soluții ar fi tocmai asta, să ne implicăm, ce obținam să vreau eu, în această asociație de care pomenea și domnul Bratu, și să o facem cât se poate de manifest. Adică eu n-am niciun fel de problemă să o spun cât se poate de public. Iau albinii Bacpast la mine în grădină, la mine în stupină, n-au decât să văd dacă chiar au ce să facă sau așa, pentru că nici nu e normal ipocrizia asta în care iubim Bacpastul sau mă rog, iubim Bacpastul, ne dorim să creștem Bacpast, după care declarăm toți că avem carpatină și ăla vine și spune, știți, 99,99% dintre oamenii din țara asta au carpatină și este un singur nebun cu Bacpast sau doi nebuni cu Bacpast. Eu nu știu dacă discuția aceea că pe trei e ceva la ministru, habar n-am, pot să fie o fumigenă, m-am săturat, am găsit de fumigene, așa, dar sincer, m-aș fi pus în mașină cu alți colegi să fiu acolo, cu riscul că am o safir, cu riscul că îmi las familia singură și nu e ușor, că e și zi de muncă pentru soție, și m-aș fi pus în mașină să fiu acolo. Dar nu știu dacă e... pertinentă ideea, nu știu dacă poate fi perceput corect lucrul ăsta și nu știu dacă suntem. Dar tu, Ionel, dar tu mai ai curaj să te duci cu astfel de oameni la drum? Nu mă duc cu puișorul, mă duc să fiu alături de Cristi, dar Cristi e acolo. Eu m-am dus la râmii cu săraci și nu au fost eforturi puține, au fost eforturi grele să fiu acolo. Am plătit om să-mi ia fetița de la școală, că eu îmi duc fetița la școală și mă iau în situația în care mă aflu. Nu știu dacă pricepeți conotația acestor afirmații. Da? Și mi-am plătit om ca să-mi ia fetița de la școală, un om în care am avut încredere, așa, ca eu să fiu la râmii cu sărat. Și Paul este aici, doar Paul este aici, a fost la un moment dat... Da, da, așa, a fost la un moment dat... riscul ca Cristi Bratu să fie agresat fizic de un om băut când noi stăteam la masa discuțiilor. Dacă nu sărea Radu Puișorul și pe urmă Puișorul să-l scoată pe la far, îl lovea pe Cristi. Eu am rămas, nu știam să am reacție în faza aia. Păi de ce? De beat. Ăla de beat și de lucrurile otrăvitoare care s-au spus. Ăla când a auzit că ți s-a zis despre Cristi, că îi aducea lui Cristi acuzii, ăla fiind beat, a băut toate. Eu am fost acolo de dimineață până seara. Eu la ora 9 am fost acolo, la 9 și un sfert. Chiar am fost supărat că n-am putut să plec de acasă mai repede. Eram și cu soția și cu copiii, am mers în plimbare și am zis că am pierdut un sfert de oră în gândul meu din discursul domnului Bratu. Eu deja mă gândeam, visam la ce o să fie acolo. Deci eram entuziasmat. Și omul ăla a băut de dimineață cu puișorul și cu câțiva oameni. Au avut în continuu. Și dai seama că seara, la câte au auzit în toată ziua ai despre Cristi, lucruri negativi, că l-a văzut pe Cristi și acolo de față și a început să zic că l-a sărit la bătaie. Asta nu la noi se poate întâmpla. Tot un om de-a lui Puișorul și ăla, că altul nu. Da, un om de
Păi da, era de acolo, de la el. De... Prietenul lui. Prieten, da. Prieten, din pahar, din pahar. De ce nu i-ai spus? Păi, Paule, de ce nu i-ai spus lucrurile astea în live? Dar eu abia acum am uitat, eu prima dată când intru să vorbesc, eu n-am apucat. Am dat să vorbesc, dar nu știam cum îți deschid microfonul de la telefon, că chiar nu n-am intrat până acum, pentru că tocmai din cauza că am ascultat de câteva ori lucruri astea și mi se par niște utopii și nu intru. Eu până la ora 8:50 aproximativ în fiecare vineri sunt la biserică. Deci eu personal intru mai târziu și nici n-am știut să intru că a tras lucrurile astea. Astăzi mi-a făcut chiar loc Petru să care să intru, că am vrut să intru în discuție cu puișorul, dar până mi-am dat eu seama de butoane, deja domnul Nistor l-a dat afară, adică o încheia discuția și n-am mai apucat. N-am mai reușit. Altcineva l-a dat afară, dar eu am încheiat discuția că deja erau 5 ori. Da, da. Eu l-am dat afară și pe Iorga. Da, nu știu, mă rog. N-am reușit, știi? Eu i-am dat afară și pe el și pe Iorga. Sunt după un drum de bucur. N-am mai vrut să mai continui, că nu am pierdut. Păi la ce, Băionel? La ce? Că și-o bătut joc de noi, ne râdem în față, ne-au făcut, nu numai pe noi ăștia ce am fost aici, au râs de toți apicultorii români și-o bătut joc. Păi da. Eu nu înțeleg de ce nu ați întrerupt atunci convorbirea. Eu personal atunci tăiam, când el a început altă întrebare, cum au avut și domnul ministru, atunci tăiam convorbirea. Cu tot respectul pentru dumnealui ca apicultor, eu tăiam direct. No, hai să fim serios. Puișorul s-a făcut de râs în seara asta. Da, categoric. S-a făcut. Măi, așa vreau să bagi în groapă. Da, adică lasă-l așa, că s-a făcut-o. Acum s-a făcut-o în seara asta. E adevărat. O arăta că e disperat, că e prost, că minte. O arăta de toate din seara asta. Dacă nu intra, era mai bine pentru... Să le înțelegem. Ori de câte ori a fost în emisiune, nu am avut ca scop asta. Da? Am sperat că totuși, nu. Și când am fost cu Mădălin, am sperat că tace din gură. Vorbește puțin, tace din gură și încheiem emisiunea. Da? Dar niciodată nu s-a lăsat îndrumat. Și la Târgu Jiu am reușit, la Târgu acela să am o sală plină de membri ACA și nu numai, da? Să fiu într-o stare de tensiune că ea de acolo nu ieșeau afară, au stăteau de aproape o oră, spusese vorba de o jumătate de oră de salut în deschidere, și erau aproape o oră și se te repeteau de 10 ani lucrurile respective și eram în dezbatere tensionată cu Costi, cu organizatorul, da? Așa? Și a fost vorba, vorbește Cristi Bratu, e o pauză, vorbește puișorul, prezintă pe Giovanni, continuă Cristi Bratu și oamenii se înscriu discret fără să îi vadă șefii că se înscriu. Nu s-au lăsat așa, au intrat domnul Dan Puișoru, a vorbit, n-a vorbit 3 minute, a vorbit 10 minute, 2-3 din sală au plecat afară. Când am venit de unde eram în dezbaterea cu Cristi, cu organizatorul, cu Costi, așa, cu organizatorul, când văd sala goală. Și sincer vă spun, mai bine a vorbit Giovanni. Giovanni, la mulțimea care a fost, a vorbit mai pe inima omului locului de acolo. Și ori de fiecare dată, de asta era ideea, dacă lasă pe altul să vorbească el, doar să deschide ușile la ministerul, dacă la asta se pricepe și bun, și lasă pe alții să vorbească, să-i spună lucrurile, putea fi făcut ceva. Dar dacă el îi tăticul sindicatului și el taie și spunzură pe cine vrea, pare rău. Spera să-i joc jocul în seara asta să spun că eu revin în sindicat. Unel Nistor nu revine. Am multe alte lucruri voluntare pe care să le fac în viața asta. Și unii dintre voi poate cunoașteți lucruri, altele nici nu trebuie să intru să mă laud eu. Și e mult mai bine să văd de lucrurile de care le fac ca voluntar. Și le fac cu drag. Oricum, în seara asta și-o pus capacul, gata-i, s-o termina cu sarul. Deci asta e părerea mea. În seara asta, cum poți să arăți? Arăți că ai și probleme cu cerebelul, arăți că ai probleme și cu minciuna, arăți că ai probleme cu îți închipui lucruri. Păi nici Vlad Bălteanu nu-i vicepreședinte. Dacă stăm banca lui... Da, dacă nu intra în live-ul ăsta din seara asta, deci asta dacă va fi rostogolit, tot termina cu sindicatul. Să pună în direct, să așa... Orice om cu scaun la cap care ascultă lucrul ăsta și părerea mea că asta trebuie
trebuie promovată cumva. Asta e părerea mea. Cel puțin, nu știu, ori toată bucata, cât sunt 5 ore, dar n-are nimeni timp să asculte. Trebuie promovată ca oamenii să vadă, că nu toți poate ascultă live-ul. Da, trebuie promovat. Să pun pe grup, să pun, dar să indic minutul de la care începe domnul Puișor sau ceva genul ăsta, nu știu cum să fac. Da, trebuie promovată cumva pentru că... Minutul de unde începe, de unde începe circul cu Puișorul. Să asculte oamenii să se convingă într-un final. Cum l-o sunase Cianu, cum o aranja combinațiile peste capul altora și o vândut ca Iuda pe aia la alți? Da. Adică nu poți să faci lucruri de astea. Îmi spui mie că să vin să intru în sindicat. Cum să intru în sindicat când eu te-am citit de la prima strigare? N-aveam, adică nu poți, tu mă dai afară, mă înjuri, mă jignești, nu vă spun ce a făcut lui Bălteanu la Iași, că eu de asta am reacționat așa atunci, imediat pe grup și am pus pe Facebook chestia aia și de asta, pentru că nu, adică urât tare, nu vă închipuiți ce discuții, poate să povestească de loc o jucar ce discuții au fost. Puneți-vă întrebarea dacă oare ce ziceți? Ce zice Sicianu dacă l-ascultă pe Puișorul acum că la presiunile lui o demis din sală? Trebuie întrebat Sicianu, domnule, uite ce spune, trebuie chiar întrebat oficial. Oficial trebuie întrebat Sicianu. Domnule, uite, spune președintele SAR și atunci pui și răspunsul celui directorului de la Institutul de Cercetări. Am zis, faceți aranjamente, domnule, că ați făcut combinații, că l-ai sunat să-l dea afară pe ăla. Haideți să facem o petiție să le trimitem. Păi da, trebuie întrebat public, domnule, treaba asta. Nu trebuie lăsat așa. În mașină era Mădălina Neașu. Știu, și l-a sunat Sicianu. Erau încă trei persoane. Și l-a sunat Sicianu. I-a atras atenția că nu trebuia să vorbească fătuca aia. Îl citez. Că s-a renunțat pe partea ei de siguranță alimentară să nu vorbească despre politic. I-a atras atenția că trebuie să se departajeze de Bratu și de Bacfast. Și i-a întărit promisiunile. Da, domnule, el urmărește să facă fermă de elită, să ia aia 15.000 de euro care o să dea în fiecare an subvenții de anul viitor, de când o să intre și la noi. Asta e realitatea, asta urmărește, 15.000 de euro care i-a asigurat an de an ca fermă de elită. Și restul îi vinde pe toți din jur. Că de asta și pe Bălteanu l-atrage, pentru că pe Bălteanu, într-adevăr, chiar dacă el are, fiind pe linii de ACA și institut și așa, are altă relație cu Sicianu. Nu-i trebuie relația Puișorul. Că Bălteanu poate să ajungă la Sicianu oricând, adică telefonul lor direct e în contact oricând. Și dincolo de denigrarea pe care o fac ei la Bălteanu, are și un progres. Bălteanu a lucrat pe Carpatina. Care are greutățile care le are. Are greutăți. Așa. Și omul e sincer. Știe cât poate și îl face. Da. Deci de asta singur, eu un om nu-l știu pe domnul Vasile Nax. Nu știu. Da? Dar pe celelalte două persoane, în afară de Vlad Pălteanu, celelalte două persoane au avut alte albine. Deci, cred că dacă există să se formeze, există ideea aceasta să se forma liste cu portofoliu cele care pot fi, Vlad Bălteanu merită să pentru munca de. Da, lucrează de mulți ani pe Carpatin, pe asta lucrează și degeaba spunea Dragoș Gavrilă la un moment dat că o a adus lingustica. Asta a fost cândva și nu a adus-o el. O auzit el o discuție, dar e prinsă din zbor, ca și discuția care o lansat-o Puișorul. O auzit el ceva, că i-am spus eu unuia de acolo când am fost la Chișinău, care a mers în mașină cu el, unul din băieții de la Buzău, i-am spus eu că a venit cineva din Japonia și mi-a făcut o ofertă, dar am refuzat-o că nu puteam să ambalez mierea, erau câteva tone pe an. Când aveam posibilități de ambalare la borcanele mici, erau niște chestii și au fost o discuție. Și ăla i-a spus lui Dragoș Gavrilă. Și Gavril l-a transmis mai departe, că a spus că știu ei ce interese au. De fapt, aici au dus discuția, da? Exact cum mi-a făcut și cu Paul, da, cum eu, spunea. Eu și bratul și nu mai știu cu cine. Ei îl infloresc. Deci eu și bratul și nu mai știu cu cine, împreună cu Lelior sau nu știu cine ne-a avantajat, am vândut peste 100.000 de regine în afară. Da. Păi da, ei îl infloresc pe asta, zic. Asta mi-a zis ieri, a zis că el acum gata vrea să ajute pe Vlad Bălteanu, pentru că Vlad Bălteanu a fost sincer și el de bună credință i-a vândut lui Bratu nu știu câte mii de boci cu carpatinii puri și Bratu l-a vândut în afara țării și a trădat neamul românesc și eu stână și să mă implic, să-l dăm jos, să-l dăm acest diavol jos. Ai,
Paul, deci... Paul, tu știi că Radu de la Brno va dă în Japonia miere, nu? Da. Ei, băiatul ăla care e un tip de la Tomești, el a venit la mine cu câțiva ani, de asta zic că i-am povestit și de asta au spus puișorul în seara asta. Că s-o... Știu și înainte de Radu cine o dat în Japonia, da, știu da, persoana care o dat. Omul mai căuta un furnizor și căuta preț, căuta diversitate, că ea fac un fel de bio și vor de asta miere crudă, știi? Și era o chestie de asta, când... în fine. Dar lucrurile astea, na, nu-s bune, de asta trebuie să reacționăm. De fiecare dată când spun ceva, trebuie să vii să spui, pentru că dacă te lasă așa, te murdărești din cap până în picioare. Păi, ce adevărat, deci, eu am intrat, mi-au trimis... link-ul, hai, am intrat și eu online, dar îmi pare rău că n-am prins. Nu? Pentru că avea să spun exact discuția care mi-a spus-o ieri, știi? Că, și atunci aș fi avut altă. Păi, cum? Iar mie mi-ai spus un lucru, l-ai făcut pe toți ăștia în altfel, ai început să-l ridici pe Vlad Bălteanu, pentru că Vlad Bălteanu m-a recomandat ca fiind un tânăr, apicultor bun și bla, 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 bla. L-ai înjurat și acum vii și spui că Vlad Bălteanu, uite ce-a făcut, o vândut măci și sunt combinații cu aca și îi bag el pe toți la pușcărie și el face. Bă, stai, ăla, eu nu intru, eu pentru mine asta nu, chestia nici nu mă interesează. Și părerea mea este că trebuie, deci eu câteodată și un pic mai direct așa, deci tot subiectul ăsta sar, trebuie tamponat scurt și la obiect cu argumente. Deci când au început să spună ceva, pentru că n-au nici autoritate și n-au nici reprezentativitate în România. Și mai departe ar fi bine să facem ceva, cum zicea și domnul Nistor, există acea asociație care are o anumită, are denumirea cu Bacfast acum. Am înțeles că ea urmează să aibă niște modificări. Și trebuie făcut de așa natură încât să ne strângem un număr foarte mare, nu știu, să discutăm cu cei care vrem să facem treabă, care vrem să ne implicăm ca să putem avea putere de reprezentativitate la nivel discuției, ca să nu mai ajungă puișorul acolo să vină să discute în numele tuturor apicultorilor sau când el are nici 300 de oameni sindicat. Deci nu i-are nici pe aia. Nu-i mai are, pentru că Mehedințu am văzut că a plecat, nu mai știu care a plecat. Deci la el în fiecare zi, în loc să vină, pleacă oameni. Și atunci de personal, așa trebuie să ne hotărâm și să ne punem de acord totuși, să găsim o cale să comunicăm, să vedem fiecare în județele noastre, că așa eu m-aș implica. De asta, uite, și m-aș implica, uite, alături de Paul, la Iași, alături de alții. Aș face ceva, n-aș mai fi ca lucru singuratic. La Sibiu, când s-a înființat acolo asociația asta Bacfast România, culmea că fără să vreau am fost acolo în încăpere. Fără să vreau, adică cu Petru, hai, unii Cristi Bratul, l-am căutat, că noi vreau să discutăm ceva și atunci ne-am nimerit când băieții înființau acolo. Și după un timp m-am întâlnit cu Cristi Bratul, dar el nu mă cunoștea, că na. Și zic, da, el a zis că ar vrea să aibă filiale prin județe, prin așa, știi? Și chiar pentru mine a fost, bă, dacă vine pe Iași, mă bag fără nicio problemă, pentru că am văzut ce vrea omul, ce interes are, ce și erau și interesele mele. Și l-am întrebat, el s-a uitat așa un pic la mine lung, cam de unde știu eu chestia asta, că eu am auzit-o acolo. Din întâmplare m-am nimerit acolo, știi? De asta zic, din punctul meu de vedere, dacă ei vor să dezvolte această... acel proiect care l-au ei, cel puțin mai așa și eu foarte deschis. Da, dacă nu ne mișcăm repede, în ianuarie o să fie reluat discuția pe legea apiculturii și dacă nu ne mișcăm rapid, s-ar putea ca puișorul, tot spune el că are el nu știu ce lege, n-are nici pe dracu, n-are nimic. Și oricum, ca să aibă, să faci niște modificări la o lege, e greu să faci modificări și legi, nu poți să ai două legi depuse în paralel, că asta e o modificare actuală la lege, nu este o lege nouă, deci cap-coadă. Și aia oricum urmează un parcurs destul de dificil. Trebuie să treacă la comisii, camere, cele două camere ale Parlamentului, adică procesul legislativ e destul de greu. Poți să aibă 7 legi, așa scrisă pe hârtie, poți să aibă multe. Dar trebuie să batem fierul cât e cald acum, cât e legea, propunerea asta de modificare la lege la Camera Deputaților, care este camera decizională. Deci tot ce a fost până acum s-a aprobat, a trecut de toate comisiile, s-a aprobat la Senat în plen
Și la camera are toate avizile, inclusiv punctul de vedere al Ministerului Agriculturii, care oricum nu are nicio importanță. Toate amendamentele și toată punerea în ordine în ce privește liberalizarea materialului biologic trebuie făcută acum. Deci anul viitor la început. Și de asta zic să ne mișcăm sub o formă organizată. Că dacă nu ne-am mișcat, am pierdut momentul. Am pus în chat mail-ul asociației pe care putem să facem o scriere. Asta e una. Al doilea, cred că trebuie majat pe lucrul acesta. Asociația, prin cei doi reprezentanți, au depus draftul acela care, cum spunea, este în Camera Deputaților. Dar trebuie să lucrăm pe partea aceasta. După circul care a fost în întâlnirea precedentă, percepția noastră este că nu se vrea să se meargă într-o reglementare corectă, modificare corectă a legii. Că se joacă tot pe culise. Și de asta eu am mers și pe alte opțiuni extreme în abordare. Nu este exclus vizita la Bruxelles. Acum rămâne de văzut care este mai palpabilă, cât de repede putem acționa și cum putem să ne organizăm și la nivelele de județ și să fim și prezenți acolo când apar aceste momente critice în care să putem fi reprezentativi și să fim prezenți, să impunem acele aspecte. Eu cred că dacă domnul Bratu Cristi, cu înțelepciunea care o are dumnealui, cu domnul Nistor și cu alții de teapa lor, nu reușesc în România, cum au reușit cei cu el să ajung la Bruxelles, nu cred că chiar e greu să meargă trei oameni acolo și să pună lucrurile astea pe tavă. Paul, percepția mea este că nu e suficient trei oameni. Da, mă rog, niște reprezentanți. Pot să vorbească 2-3 oameni care pot articula bine subiectul și să-l și spun în engleză, în franceză, în română. Dar dincolo de cei 3 oameni care sunt la masa de discuții și la prezentare, cred că e bine să fim alți 3, 6, 10 în afară cu măștile puse pe figură. Și nu venit cu... Alți câteva sute. Păi nu știu acum dacă ne putem. Eu sunt sceptic de asta și tot lucru pe treaba aceasta. Îmi doresc să fiu optimist. Dar în urma unor tatonări pe anumite subiecte, percepția mea este că noi nu avem un spirit de coeziune. Nu putem acționa. Lasă fenomenul Dan Iorga cu ce-a făcut el, că era clar că nu-i dădea nimeni curs la acțiunea lui. Dar eu mă uit puțin la alte aspecte pe care nu vreau să le dezvolt acum. De asta zic, nu știu, dacă suntem 10, cred că e bine. Sute, aș vrea să văd treaba asta. Aș vrea să văd sute în asociație. Și oameni care să fie capabili să gândească corect, nu că vin în asociație ce nu. Nu. Deocamdată nu se dă nimic, muncim la treaba. Și eu cred, Donel, că trebuie să pună punctul și pe, deci, pe alte rase. Că Backfast-ul România, ai văzut că îi cam irită pe tot. Păi, da, așa s-a întâmplat. Când îți aduni? Așa s-a întâmplat să funcționeze asociația. Fondatorul așa a format-o. Nu a crezut că... Rase de albine? M-auzi, Dani? Mărcoi, Tibi. Da, fondatorul, da, da. Când a fondat asociația, l-așa a gândit-o pentru Backfast, dar constatăm realitatea actuală, ne dăm seama că noi nu suntem doar pentru Backfast, e pentru întreaga apicultură. Și Carpatina și are locul ei în proiectul ăsta și cum spunea Cristi Bratu, foarte bine pronunțat, că nu se face nimic în partea cealaltă până nu se articulează corect în partea a Carpatinei, adică să-i pună la muncă. Și aia e problema, să-i pună la muncă. Scuze că te-am întrerupt. Da, da. Da, da. Asociația își are rezervat un alt nume. Urmează după adunarea generală care o să avem, să vedem dacă mergem pe cea ordinară sau extraordinară, să luăm curs și act și să votăm schimbarea numelui și să facem modificări la statut, în așa fel încât să permită manifestarea și apărarea intereselor și pe alte rase, dar și tot ceea ce privește lucruri care la început nu le-am văzut ca fiind atât de bine structurate și globale. Și de asta, oameni ca dumneavoastră care să se implice și să putem gândi împreună lucrurile acestea, e necesar să punem efort
la inițiativa. Să punem un fiecare umă. Numai decizia ne aparține a fiecăruia. Noi, dintr-un alt punct de vedere, am ieșit de sub presiunea pe care de atâtea ori ne-o făceau simpatizanții sau membrii ce căutăm în sat. Acum ne-am liniștit, nu mai avem tensiunea asta pusă pe noi. Da. Adevărul că la ceea ce face Puișorul, pe mine personal, vă spun că am un frate care în afara țării și lucrează cu mine la stup, cred că acum pentru câteva luni în țară, că nu au auzit că eu sunt sindicat, eu nu știam de domnul Puișor. Și era asta, frate, bă, ce tot trebuie ție? La ce te-ai băgat? Tu știi cine e ăla? Eu naiv, habar n-aveam cine tipul. De asta zic, într-adevăr, oameni din afară, să uite, bă, că spune-mi cine ești, spune-mi cu cine ești ca să spun cine ești. Ce prieten ai ca să îmi dau seama cine ești. Foarte, foarte greu ca să facem o societate, să facem ceva mare și bun, dacă avem între noi astfel de oameni. Exact cum a zis și Sebastian. Pe el o să-l vezi cu 15.000 de euro cu ferma de elită și la revedere. Și îi place. Stă în stand-by. Oameni, când nu primește bani mai zbiară, oameni, mai amenință. Mă, poate să o iei, nu zic că nu-i poate lua. Dar eu mă țin că ăștia l-au făcut. Eu zic, bă, da, te schep de Cristi, bratul, te schep de ăla și de ăla și noi îți dăm și ție. Și acum cred că i-au dat piciorul, știi? Și acum e disperat. Nu mai știu dacă... Eu așa o văd. Problema că ei se bucură, că nimeni nu-i contrează. Problema, disperarea lui mare este că... Asta e adevărul. Ei se bucură și stau în banca lor. Lasă, domne, că îi facem exact cum a făcut la bețivul ăla și s-o legat de Cristi. Au văzut, bă, oamenii de bună credință când văd violență și se trag în spate. Și... Cam tot timpul trebuie, dacă faci... Da. Și ascultați-mă, dacă faci un pic de scandal, e gata, tot. Dacă se ajunge la Bruxelles, eu mă tem că domnii ăia mari de pe acolo o să vorbească ca și Puișorul în seara asta. Ascultați ce vă spun eu. Acum, eu vă spun... Dacă se ajunge la Bruxelles, va fi scandal mare. Va fi un scandal imens. Spun așa, într-o discuție preliminară, nu mai știu dacă era cu domnul ministru sau cu ministrul secretar de stat, când s-a pus problema că BAFPASCO își creează propriile stații de înterechere, susținute de membrii asociației, și nu cere bani de la minister, s-o lumina la față funcționarii respectivi. Credeau că și noi venim pe abordarea aceasta să cerem bani de la stat. Și a spus, nu, lăsați-ne să ne funcționăm, lăsați-ne să ne facem treaba, lăsați-ne să ne câștigăm pâine. Da. Domnul Ionel, eu i-am spus la domnul ministru secretar de stat Botănoiu în primărie la Almaș. I-am spus că lucrez cu BAFPAST. Și-o stat și s-o uitat și-o zis, da, știi că e caz penal. Adică cum? Da. Și dacă chiar ăsta, ia că scot și-o registrarea. Că e primăria surveliată. Da. Și am spus, domnul meu, ascultă, dacă îmi dai cantitatea de miere pe care o fac cu albina care o folosesc eu și aia care îmi impui dumetale să lucrez cu ea, eu trec de mâine pe Carpatină. N-am nicio... Sau îmi dai o albină bună cu care pot să lucrez. Eu n-am timp, domnule, eu am suferit atâția ani să stau în străinătate, să vin să-mi bag bani în țară, ca să-mi fac, să-mi deschid o afacere și tu vii acum și mă strângi de gât. Mă pui să lucrez cu mistria, când altul lucrează cu mașina de mătărit, nu? Hai, las. Am pus articolul... Asta i-am pus-o în primărie la Almaș. Am pus articolul din 2006, unde victima a fost domnul Iosif Oroș. Onorabil om, abonator. Da. Știu, am înțeles. Din inițiativă proprie, de sincer și naiv ca și noi ceilalți, a mers și a spus domnului Siceanu și la ceilalți ideea de a multiplica pe BAFPAST. Și consecința demersurilor sale a fost că a avut dosar penal. Și dacă nu era să fie în atunci în minister, domnul Cioloș, omul rămânea cu probleme grave. Probabil își închideau, poți să faci până la 5 ani dacă nu mai știu. Realizează o tehnică.
Și de atunci omul nici nu vrea să audă subiectul acesta. Eu mi-l doresc să intre, să-l am în emisiune, să vorbim despre polen, dar e atât de închis în subiect și nu vrea să audă de manifestările astea. Da, și atunci domnul Botănoiu m-a spus că la el nu a fost nimeni. Domnul Botănoiu, dar nu se poate discuta totuși, omenește, să se găsească o soluție, să ducă material din altă parte, unde oamenii aia fac selecție. I-am spus clar, domnule, am fost dus în Italia măci carpatine pe care m-au pus italianul să le omoră, de la institut, domnule. Și atunci, de ce? Fiindcă erau roitoare. Și atunci, care e problema? Numai noi știi cum e, stăm în banca noastră, ne facem treaba, dar am trage folosele după ce alții se zbat. Eu am luat foc când am auzit de circul la care a fost, circul care s-a întâmplat la minister atunci când Puișorul se lăpăda de Baca și de Bratu și de tot ce a fost. Acolo trebuia să se discute despre modificările acestei legislative. Da? Și împreună cu cei de la Romatul și de la ACA, cei doi directori, domnul Lilior și domnul Roșu, a aruncat fumigena asta în lume. Și se discute despre PNA. Și ACA a servit ideea de a se scoate reginele și albinele din PNA. Și vieții oameni au discutat până aproape de două, da? Până aproape de două pe subiectul ăsta. Da. În birou sus, în birou sus, așa, în birou sus a recunoscut domnul Elior și cu domnul Roșu că a fost un circ. A recunoscut. Și dumneavoastră a trebuit să o facă. Când o fi ședință? Nu știu, ăsta Puișorul spunea pe 3. Dar nu la București, la asociație. A, la asociație el. Urmează în februarie. Da? Dacă este extraordinar, o putem convoca să fie mai repede. Eu zic că trebuie să ne strângem. Dacă nu putem participa, măcar să ajutăm cu ce se poate, ca să fie niște demersuri, că până la urmă noi avem să suferim. Bă, eu din Bruxelles eu nu mă pot duce. Dar dacă trebuie ajutat cu ce, vă spuneți. De asemenea, personal nu mă văd capabil, adică când am văzut ceea ce este Radu Guțescu, când am văzut ceea ce este ceva mai mare. Oameni pregătiți, Radu, Cristi. Dați puțin să ne lămurim. Deci acolo va vorbi Radu împreună cu Cristi și dacă mai vine Gen Sebi sau Gabriel, nu care pot articula, vin oameni care articulează. Acolo nici Nistor nu trebuie să vorbească, Nistor trebuie să fie la ușă. Îmbrăcat în apicultor. Și Nistor, dacă este la Bruxelles, trebuie să aibă capacitate tehnologică să facă live-uri de acolo. Da? Și pe care să le difuze și pe alte canale de media. Dar cui să-i facă live? Trebuie să fim un număr de apicultori. Dacă suntem trei, Nistor va fi acolo. Da. Nistor, Bratu și cu Radu. Dacă vin mai mulți, la fel. Deci nu trebuie să ținem seama că fiecare va vorbi ceva acolo. Nu, vor articula, vor explica, vor pronunța opinia noastră, cei care au abilitățile acestea de comunicare. Eu personal că se spune că până în februarie legea asta apicultorii trebuie făcută, bătut în cuie, așa a zis domnul ministru. Dacă până în februarie, când se face legea respectivă, nu se modifică și nu se primește pentru celelalte rase, atunci nu cred că există altă opinie decât facă ședința asta extraordinară sau așa, ne unim cu toți acolo, vedem ce putem face și mergem în altă parte, pentru că dacă aici nu se poate, nu avem altă soluție. Bun, și acum spuneți-mi și mie, cine amendează legea asta apiculturii? Câte persoane sau câți oameni sau cum sau ce asociație? Proiectul de lege este deja depus. Asociația a depus deja un draft pe proiectul de lege. Cum spunea și Sebi, există în Camera Deputaților. Și acum vor urma pe lângă ceea ce este depus, Ministerul Agriculturii prin acele departamente să își exprime validarea sau invalidarea sau forma pe care ei o aduc. Și vor urma
dezbaterea respectivă pe lege. Unde fie trece așa cum este, fie se modifică articole, fie o pregătesc ei de sub mapă, de sub masă. Nu știu cum joacă jocul ăsta acolo, depășit. Deja dacă la nivel de sindicat vedeți că sunt atâtea jocuri. Dar percepția mea este că ei au o soluție în așa fel încât să nu se armonizeze legislația în favoarea legislației României conform directivelor europene. Dar știi de ce, Ionel? În cauza că acolo s-a dus doar Cristi să-ți bate să, cu tine și cu... Dacă ar fi fost mai mulți oameni să fi mers acolo la să stea de vorbă cu ministru sau... Ăsta s-ar fi discutat altfel. Eu nu știu dacă ministrul chiar mai are capacitatea sau nu puterea de a face lucrurile acum. Pentru că instituțiile funcționează mai degrabă după cine o să fie decât cine este. Ministrul ăsta e foarte legat de domnul Dragnea. Despre domnul Dragnea se așteaptă căderea. Butănoiul se pare că e în cărți să fie viitorul ministru. Prin urmare, nu știu în ce măsură se va întâmpla ceva. Gabriel, prin urmare, tu ai dreptate. De la secretariat s-a spus așa. Domnul ministru Daie nu se mai ocupă de cazul Albina. Albina a fost luată, solicitată și s-a dat citare de domnul ministru Bătănoiu. Albina este a mea. Corect. Din păcate. Iar... Și atunci trebuie să așteptăm să iasă legea asta și atunci? Eu cred că nu trebuie așteptat să iasă, că după ce iese legea, amendarea este mai dificilă. Eu cred că acum cât legea este pe parcursul acesta de modificare legislativă, noi trebuie să avem demersurile adecvate. Eu, din punctul meu de vedere, al meu personal, eu mă vedeam de mult dus la Bruxelles. Colegii mei, Radu și cu Cristi, au gândit diferit. Ca atare m-am supus și eu gândirii. Ei spun că trebuie să mai facem câteva demers. Nu știu. Mie de asta mi se pare că sunt... Trebuie că și oficialii care să solicite respectarea regulamentului european, care să fie relativ greu de ignorat, adică în momentul în care chiar un funcționar din minister în procedura dezbaterii publică, tu îi atragi atenția că trebuie să armonizeze legislația, că e obligația lui și că trebuie respectată legislația europeană, iar propunerea asta este ignorată, deja e o problemă pentru cel de acolo. Adică, cred că ăsta e argumentul până la urmă pe care poți să mergi. Gabriel, când ne-am întâlnit la Blaj și am avut darea de seama, am prezentat toate demersurile. În plus de acele momente, de la acel moment până astăzi, au mai fost alte demersuri. Un grup de lucru care ne-am întâlnit la Jebel, nu atunci când a fost manifestarea mare și mică, iar a avut parte de a cunoaște răspunsurile de la ANAR, de la minister. Se joacă un joc de ping-pong. Tu îi pui o problematică tehnică, îți răspunde juridic. Tu pui problematica juridică, îți răspunde tehnic. Și se plimbă de un departament la altul. De asta, percepția pe care eu o spun metaforic, că noi suntem otănei și dânștii maestri care știu să plimbe ciucuri. Ei deja deciziile le-au luat. Să fim serioși, oamenii ăștia s-au obișnuit să-și facă... Când să le fie bine tuturor în grup de multă vreme, adică nu e nimic nou sub soare. Deci eu mă gândesc... Când s-a pus problema după întâlnirea, după circul de acolo, că și-o pierdut răbdarea sus, de acum încolo discutăm cu plângeri penale și au fost invitați cei doi reprezentați în birou și au recunoscut că a fost circ, da? Dar le-ar le-a fi servit o chestie de asta de întârziere. Trimiteți-ne documentele. Și au fost trimise toate documentele care le-au solicitat și către ministru și către director și în final să auzim că toate documentele au ajuns la domnul Bătănoiu. Da. Și percepția mea... Cred că ei pregătesc o formulă prin care să dispară interdicția, adică să nu mai fie foarte clar în lege exclusivitatea Carpatinii, să spunem așa, să găsesc o formulă din genul ăsta, dar prin acel registru genealogic, prin recunoașterea raselor, prin proceduri genul ăsta, să blocheze de fapt orice altă rasă decât Carpatina. Posibil, nu știu ce pregătesc. Ceea ce știu că
La un moment dat, când a plecat domnul ministru de acolo din sală, domnul Fetea cu cel de la Romapi, cu mai știu cum îl cheamă, Cilan se certau dânsi și șoteau și au găsit formula. Și atunci formula a fost să nu mai apară sindicatul, formula a fost că Bratul nu are reprezentativitate cu asociația ca să fie la discuții, formula a fost, între altele, să creeze mai multe stații de elită, în așa fel încât se restrângă arealul de manifestare o altor rase. Da. Deci au planuri. Da. Practic, funcționează, este un sistem de subvenții încrucișată la alte rase de animale, iar condiția ca să beneficiezi de subvenții, acum eu pot spune condiția asta destul de generală, este ca șeptelul tău să facă parte dintr-o din rasele recunoscute. Ori această recunoaștere a rasei trebuie să o facă asociația care se ocupă de respectiva rasă. Ei bine, ei creând de fapt infrastructura pentru recunoaștere doar pentru carpatină probabil, vor găsi o formulă prin care să blocheze. Și la fel, făcând niște, cum spuneai, făcând mai multe rase din acestea, mai multe ferme de elită și impunând probabil o obligație ca să nu poți crește altă rasă în anumite areale sau alte părți, doresc să pună presiune practic pe tot pe Carpatină, nu știu. Deși mă îndoiesc că interesează pe ei foarte mult ce rasă este. Îi interesează să-și direcționeze banii, aia câți ori fi, naiba știi câți, exact în buzunarele lor în continuare. Sigur. Un demers pe care îl gândeam și îl doream să-l propun, să-l propunem la membrii din asociație și nu numai, și la alți oameni, alte persoane care simpatizează cu ideea aceasta, era aceea să solicităm achiziția, importul de alte rase, masiv, dar pe toate rasele. Să se vadă că nu doar Bafastul vrea să aducă România, să și care... Dar sigur, asta ți-am spus. Toți trebuie să chemă. Și trebuie mers prin solicitări de genul ăsta, anarul individului să facă treaba asta, ne vor plimba, că aici este jocul lor abil, ne vor plimba dintr-un birou în altul, până să ne vină acru în gură, știi? Dar să nu ne dea avizul respectiv. Dar odată ce există documentație depusă, îi solicită scrise, pot să realizeze că nu e vorba de un individ, de doi indivizi, de doi nebuni, de doi naivi sau patru naivi. Da, da. Eu am prieteni care chiar ei nu vor să audă deloc de Bacfast. În schimb, ei sunt mari crescători de carnica, adică au stupine mărișoare și ei cresc carnica. Ei nu vor să audă deloc de Bacfast, așa sunt ei. Problema e că dacă schimbăm numele asociației, cred că e foarte, foarte benefic, eu cred, pentru că într-adevăr, ăștia oameni nu vor să audă de Bacfast. Dacă pui asociația crescătorilor de albine pe acolo, terase. Atunci cred că se vor alinea mai mulți oameni, pentru că sunt mulți oameni care îl iubesc pe serioși, iubesc meseria care o fac. Ăsta pentru ce se zbate ceea ce face și cred că ar veni. Dar unii sunt care chiar nu e așa pe cineva, eu nu vreau să aud deloc de bag pe asta, dar crește carneca. Chiar are o stimă foarte mare pentru Cristi, dar el nu vrea să audă de bag pe asta. Acum la carnica mai este și ipocrizia că poți pretinde destul de ușor, mai știu și eu unii care spun un bază de Carpatina. Da, da. Păi eu vreau să vă spun că am în stupină la mine, am 120 de stupi separați față de cei care am cu Bacfast, stupina e împărțită în două și din aia vreau să vă spun că cel puțin 100 am carnica. Adică eu înainte să cunosc Bacfast, am cunoscut carnica. Na, nu, domnilor, ne apropiem de ora două. Putem trage o concluzie? Da. Am mai plecat dintre noi. Nu știu, cred că un prim pas ar fi să ne scriem această asociație. Nu știu care exact tehnici trebuie să faci, documente trebuie să transmitem, să facem o cerere de adeziune. Eu așa îți vedea ca primul lucru care trebuie făcut. Gabi, am pus în chat e-mail-ul
și scrieți în un e-mail scurt care solicitați înscrierea, vă trimit statutul, care oricum dorim să-l modificăm, dar veți trimit statutul, cererea de aderare și documentele necesare. Da, și fiecare mai găsește câțiva oameni care să... Sebastian, tu mai ești? Da. Pune. Sebi a ieșit? Nu, nu da. Nu iese, dar microfonul închis, poate a dormit omul. Paul, tu cum vezi lucrurile? Eu tot așa, eu din primăvară... Ți-am zis, când am pus la Blașa să început demersul ăsta, eu personal am fost foarte încântat. Chiar ți-am spus că m-am întâlnit prima dată cu Cristi, l-am întrebat ce am mai făcut. Și mi-a zis, băi, avem niște probleme legale și am lăsat un pic mai moale, dar o să o reluăm din toamnă. O reluăm și o facem. Eu personal mă înscriu sigur în asociația asta, fără nicio problemă. Chiar vreau să susțin lucrul ăsta, am fost încântat. Mai ales sunt încântat de modul cu Cristi, gradul de a face apicultură profesionist, ceea ce îmi doresc să ajung și eu la un nivel înalt. Nu că lor nu voi ajunge niciodată, dar să cresc pe lângă ei și chiar doresc să-i cunosc personal și să cresc într-o astfel de asociație care mă ajute. Perfect. Domnule, ce să zic? Eu aștept cu nerăbdare mail-urile de la dumneavoastră să vă fac expediția documentelor necesare pentru scriere, am mai apoi să raportez la conducere persoanele care pentru validare. De ce nu am să fac lobby și pentru convocarea mai repede a adunării generale. Eu mulțumesc pentru conversație, mulțumesc pentru discuțiile care le-am avut. Vă urez o săptămână, un weekend, de fapt, binecuvântat de Dumnezeu și toate lucrurile să fie la El de sus și să fie așa cum dorește El pentru noi, apicultori, pentru toți. M-am bucurat să putem vorbi și în seara aceasta sau în dimineața aceasta. Vă doresc multă bucurie în prilejul acestor săptători. Alături de cei dragi și de ce nu, dar putem avea optimism și speranță. Iar dacă pe 3 este real fenomenul, comunicăm și dacă putem să ținem aproape să fim acolo, de ce nu. Sănătate, un an mai bun și de-a doua nu să fie mai bine și cu problema asta noastră. Sănătate. Sănătate, an nou bine, sănătate lumea. Un an binecuvântat vă doresc și... Multă pace vă doresc. Noapte bună. Pace. Noapte bună. Noapte bună.